Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știri. Să vedem pentru început care sunt principalele evenimente ale zilei. Un șofer băut s-a izbit cu mașina de gardul centrului de îngrijire a persoanelor vârstnice de pe strada Dragoș Vodă din Sighet. Înainte de a se opri în gard, șoferul a dărâmat un stâlp din beton și câțiva copaci. 30 septembrie este ultima zi în care se mai pot plăti impozitele pentru teren, clădiri și mijloace de transport pentru anul 2016 fără penalități. Reprezentanții Direcției de Venituri din cadrul primăriei Sighet atrag atenția că după această dată se percep majorări de întârziere. Pentru a veni în sprijinul victimelor violenței în familie, instanța va putea de acum dispune măsuri de control al respectării ordinului de restricție în cazurile de violență domestică. Orice persoană fizică poate raporta poliție un transport ilegal de lemne prin aplicația Inspectorul Pădurii, lansată de Ministerul Mediului. Ce presupune această aplicație, aflați din jurnal. Un șofer băut s-a izbit cu mașina azi noapte de gardul centrului de îngrijire a persoanelor vârstnice de pe strada Dragoș Vodă din Sighet. Din spusele polițiștilor, șoferul a condus cu viteză și, mai mult decât atât, nu avea nici permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule. Din fericire, șoferul nu a suferit leziuni care să-i pună viața în pericol. Accidentul s-a petrecut noaptea trecută, puțin înainte de ora 24. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit în decor, rupând un stâlp din beton și mai mulți copaci. S-a oprit în cele din urmă în gardul din beton al centrului de îngrijire al persoanelor vârstnice, iar cineva a sunat la 112. Polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. Șoferul, în vârstă de 32 de ani, a suferit leziuni corporale. În jurul orei 12 noapte ne-a fost adus un cascador care prezenta o disjuncție acromioclaviculară dreaptă, adică un fel de întors la nivelul umărului drept, plăgi scoriate faciale și frontale, o contuzie de hemitorace drept și o contuzie de genunchi drept cu suspiciune de ruptură de ligament exterior. În totalitate putem să spunem că este un om norocos, având în vedere circumstanțele în care s-a produs accidentul. Dânsul a refuzat internarea azi noapte, urmând să se prezinte în ambulatorul de specialitate de ortopedie în cursul zilei de astăzi. Testarea cu aparatul etilotest a relevat că șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice, astfel că au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, verificările efectuate au relevat că sighetanul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Tot la Sighetul Marmației, polițiștii au depistat pe strada Șugău un alt tânăr de 26 de ani, în timp ce conducea un autovehicul chiar dacă nu deține permis, iar pe drumul județean 186 în Dragomirești, un tânăr de 24 de ani conducea un autoturism care avea autorizație de circulație expirată. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale și polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Senatorul Liviu Marian Pop a fost surprins de jurnaliști în Parlamentul României la aceeași masă cu liderii noului partid desprins din PSD, și anume Partidul România Unită. Și fostul premier Victor Ponta a apărut oarecum apropiat de partidul condus de Bogdan Diaconu. Pe lângă Victor Ponta, potrivit România TV, la masă se aflau și senatorii PSD Liviu Marian Pop și Cătălin Croitoru. Liviu Marian Pop este fost ministru al dialogului social în guvernul Ponta. Surse din PRU susțin că transferul celor doi în partid este iminent și va fi anunțat în perioada imediat următoare. Prezența senatorului PSD de Maramureș, Liviu Marian Pop, la discuții cu liderii PRU nu pare surprinzătoare, având în vedere apropierea sa de Victor Ponta din timpul guvernării social-democrate și zvonurile că oamenii săi nu se vor mai regăsi pe listă la alegerile parlamentare din toamnă. Trecerea senatorului Liviu Marian Pop la noul PRU, potrivit România TV, ar putea fi o șansă la o candidatură sigură în Maramureș. 30 septembrie este ultima zi în care se mai pot plăti impozitele pentru teren, clădiri și mijloace de transport pentru anul 2016 fără penalități. Reprezentanții Direcției de Venituri din cadrul primăriei Sighet atrag atenția că după această dată se percep majorări de întârziere. Și anul acesta, un număr mare de maramureșeni au lăsat plata dărilor către stat pe ultima sută de metri. Toți contribuabilii care nu și-au plătit impozitul pentru anul 2016, respectiv pentru semestru 2 al anului 2016, îi rog să vină să-și achite impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport
până în data de 30 septembrie. După data de 30 septembrie, intervin majorările de întârziere pentru partea neplătită din impozitele pe clădiri, teren și mijloace de transport. Cei care nu își vor plăti impozitul în luna septembrie vor fi somați, iar în cazurile în care se va impune, se vor lua și alte măsuri. Până la finalul lunii, dacă nu își plătesc impozitul, intră cu majorări de întârziere, iar începând cu luna august, noi începem somațiile și titlurile executorii pentru cei care nu și-au achitat până în 30 septembrie impozitele. Căi jumătate de an, căi tot anul, au același regim. Îi rog să vină, să-și achite, pentru că nu merită să facem popriri pe pensii, popriri pe salarii, blocări de conturi la persoanele juridice și pe urmă dânsii să vină forțat sau să reluăm banii din cont că n-au venit. Plata se poate face atât la ghișeele casieriei Direcției de Venituri, cât și online, prin ordin de plată la bancă sau prin mandat poștal. Cei care efectuează plata altfel decât la casierie trebuie să știe că data la care se efectuează plata este luată în considerare, nu data la care intră banii în contul primăriei. Consilierii locali sigheteni au votat două proiecte prin care se dorește combaterea sărăciei și rezolvarea problemelor minorităților. Beneficiarii acestor proiecte au fost identificați pe baza datelor de la Recesământ și de la Institutul Național de Statistică. Pe ordinea de zi a ultimei ședințe de Consiliu Local s-au regăsit și proiectele Rom-Armația, abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale și servicii integrate în rețea comunitară, soluție împotriva sărăciei SIGNET. Aceste proiecte se vor derula pe o perioadă de 3 ani. Cele două proiecte pregătite de noi se vor derula pe parcursul a 3 ani de zile și ele vizează două comunități marginalizate din Sighetul Marmației. Claudia Gampe a precizat că ambele sunt proiecte integrate care se adresează grupului țintă cu programe de formare, iar în plus se pot aborda și lucrări de investiții. Din fondul FEDER, noi ne-am propus să intrăm pe o reabilitare a blocului 2 și în special cu o contorizare individuală la rețeaua de apă, pentru că de acolo au apărut foarte multe probleme. Bine, toată abordarea noastră stă pe baza unor analize la care s-a lucrat, chestionare în zonă, analiză pe fiecare zonă în parte, pe urmă pe reabilitarea unui centru medico-social, o parte din școala 10, adică un sprijin pentru școala 10 unde se vor desfășura activități pentru copii și un centru multifuncțional pentru persoane aflate în situații de risc. Aici intră și populația de etnie romă și nu numai. Pentru unul dintre proiecte, grupul țintă majoritar este populația de etnie romă, iar pentru cel de-al doilea, grupul țintă este alcătuit din persoane vârstnice, femei aflate în situații de risc și tineri. Pentru implementarea proiectului Rom-Armația s-a aprobat încheierea acordului de parteneriat între municipiul Sighetul Marmației, Direcția de Asistență Socială Sighet, Școala Gimnazială numărul 2 și Asociația Vis Juventum Baia Mare. De asemenea, din bugetul local s-a aprobat suma de 204.214 lei, reprezentând contribuția locală a municipiului Sighetul Marmației în proporție de 1,05% din suma alocată municipiului. Pentru cel de-al doilea proiect, servicii integrate în rețea comunitară, soluție împotriva sărăciei, SIGNET, s-a aprobat încheierea acordului de parteneriat între Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, municipiul Sighetul Marmației, școala gimnazială numărul 10 din Sighet și Asociația Start pentru Performanță Baia Mare. De la bugetul local s-a aprobat suma de 216.477 de lei, reprezentând contribuția locală a municipiului Sighetul Marmației în proporție de 1,14% din suma alocată orașului pentru implementarea proiectului. A venit în sprijinul victimelor violenței în familie, instanța va putea de acum dispune măsuri de control al respectării ordinului de restricție în cazurile de violență domestică. De asemenea, un nou proiect de lege adoptat de senatori în această săptămână obligă agresorul să se prezinte la poliție periodic și să fie supus testării psihologice.
Proiectul de lege prevede că instanța poate dispune măsuri de control al respectării ordinului de restricție și pentru prevenirea încălcării acestuia, cum ar fi obligarea agresorului să se prezinte la poliție odată la 14 zile, în funcție de decizia instanței pentru stabilirea conduitei acestuia. De asemenea, agresorul este obligat să dea informații poliției despre noua adresă, dacă a fost dispusă evacuarea din locuința familiei. Proiectul mai prevede că instanța îl poate obliga pe agresor să fie testat psihologic, să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie. Atunci când o persoană este agresată de către un membru de familie, și aici când spun agresat, agresiunea poate să fie atât fizică cât și psihică, se poate adresa instanței de judecată pentru a impune agresorului un ordin de restricție, adică să se impună agresorului să nu mai locuiască în imobilul în care locuiau împreună. Poate să impună și să nu se apropie de victimă și de familia acesteia la o distanță mai mare de 500 de metri, 200 de metri. De asemenea, instanța poate să interzică agresorului să se afle în anumite locuri în care în mod obișnuit se află victima. Toate aceste restricții sunt impuse pentru a proteja pentru o perioadă de obicei de 6 luni. Termenul pentru care se ia ordinul de restricție este de obicei de 6 luni. Legiuitorii speră ca noul proiect să încurajeze victimele să se apere în fața agresorilor. Este foarte adevărat și faptul că victimele foarte greu și doar în cazuri extreme se adresează instanței de judecată, doar atunci când gradul de suportabilitate ajunge la cote maxime. Doar atunci victimele se adresează instanței de judecată, tocmai pentru că agresorul este un membru al familiei, iar încă mentalitatea noastră este aceea de a ascunde tot ce este rău în familie, de a suporta și a înghiți tot ce se întâmplă, chiar dacă se încalcă cel puțin normele morale și de conviețuire normală. Pentru a combate fenomenul violenței în familie, un pas important ar fi prevenția, e de părere avocatul Anișoara Mihali. Cred că esențial ar fi să se facă publice, atât prin media, cât și ONG-urile, care nu sunt puține, să facă publice și cunoscute potențialelor victime drepturile pe care le au. De asemenea, cred că ar fi necesar ca toți agresorii să cunoască ceea ce li se poate întâmpla dacă comportamentul agresiv se manifestă în continuare. Cel mai bine ar fi să se prevină aceste lucruri. În același timp, Ministerul Muncii și Familiei și Ministerul Afacerilor Interne vor fi obligate să asigure instruirea personalului specializat și a polițiștilor care se ocupă de cazuri de combatere a violenței în familie. Orice persoană fizică poate raporta poliției un transport ilegal de lemne prin aplicația Inspectorul Pădurii, lansată de Ministerul Mediului. Aplicația se descarcă gratuit pe telefonul mobil și oferă posibilitatea populației să verifice într-un mod extrem de simplu, printr-un singur pas, legalitatea unui transport de lemne. Până acum, cetățenii care suspectau un transport ilegal de lemne trebuia să sune la 112, după care operatorii urmau să verifice dacă transportul se află în baza de date SUMAL, iar abia apoi, dacă transportul era ilegal, puteau fi chemate autoritățile. Acum, oamenii care folosesc aplicația știu mai repede dacă un transport este aprobat sau nu. Aplicația poate fi descărcată de către oricine gratuit din Google Play, pe orice telefon mobil cu sistem de operare Android. Cetățenii care au suspiciuni față de legalitatea unui transport de masă lemnoasă introduc numărul de înmatriculare al camionului în aplicație. Această informație ajunge la poliție, care va putea astfel să înceapă verificări. N-am fost înștiințați, nu am fost informați exact care este procedura. Am citit în presa centrală că mai nou s-a băgat pentru telefoanele cu sistem de operare Android. Oricine poate avea acces la informațiile pe care anterior le puteau obține numai persoanele în drept sau persoanele juridice în drept. Acum, fiecare persoană fizică poate să facă download acelui program și poate verifica transportul și transabilitatea lemnului, indiferent de unde se află.
Aplicația a fost dezvoltată de un grup de voluntari pasionați de problemele de mediu. Aplicația Inspectorul Pădure a fost testată timp de o lună de către oficialii Ministerului pentru a asigura buna funcționare a ei. Aplicația completează un sistem de avertizare mai vechi, Radarul Pădurii, lansat în 2014 și care are un rol similar. Fostul ministru al mediului, Grațiela Gavrilescu, spunea la jumătatea anului trecut că 8,8 milioane de metri cub de pădure se taie ilegal anual în România. Prejudiciul cauzat de aceste defrișări se ridică la 1,5 miliarde de lei. Eveniment inedit mâine în Călinești de Sfânta Mărie Mică. Asociația Călineștenii Țării Maramureșului, în colaborare cu Biserica Greco-Catolică din Călinești, organizează un concert de muzică clasică și muzică religioasă în interpretarea tinerilor călineșteni împreună cu membrii Fundației Culturale Dana Ardelea din București. Se anunță a fi un spectacol excepțional, ca o noutate nu numai pentru călineșteni, ci și pentru maramureșenii de pretutindeni. Scopul este de a promova muzica clasică și cântecele religioase la un nivel la care nu s-a mai făcut până acum. Acest lucru va fi posibil în satul Călinești, deoarece președintele Asociației Călineștenii Țării Maramureșului, Măriuca Verdeș, a urmat Liceul de Arte din Baia Mare, Conservatorul la București și a legat în cele din urmă o strânsă legătură cu Fundația Culturală Dana Ardelea din Capitală, fapt pentru care mâine în Călinești un grup de 9 tineri talentați ai muzicii clasice ai acestei asociații va susține acest concert special și tinerii din satul Călinești se vor implica în acest eveniment, venind în completarea celor de la București cu cântece religioase interpretate la pian și nu numai. Asociația Călineștenii Țării Maramureșului dorește oarecum să se implice mai mult din punct de vedere cultural. Asta ce înseamnă? Înseamnă că încercăm pe toate fronturile, atât să educăm generația tânără, cât și cei care nu sunt obișnuiți în satul tradițional de odinioară, că nu este la îndemâna oricui să aduci muzică clasică plus muzică religioasă. Trebuie să ai un pic de cunoștințe în domeniu. Eu am considerat oarecum că muzica clasică nu este foarte bine înțeleasă. Eu am trecut printr-un liceu de artă, am cântat la flaut, am cântat la pian și cânt și am considerat poate de fiecare dată că nu este înțeleasă așa de bine muzica cultă. Acest eveniment va fi un bun prilej și pentru cele două asociații să colaboreze între ele și să existe un schimb de experiență între tinerii membri ai acestora. Nu știu câte oară vin în Maramureș și fără invitația Măriuchi și singură. Acum am venit cu copii din Fundația Culturală Dan Ardelea, pe care o conduc pe mai multe căi și spirituale, dar și cu muzică clasică, prezentări de muzică populară, acompaniate de costume populare din întreaga țară, cu interpretate muzica clasică de către masterate fete care fac masterul în conservator în București, Alexandra Moroiu și Alexandrina Vizitiu, soprane și mezzo-soprane. Muzică populară cântate și de Moroiu, de Alexandra Moroiu, dar și de câțiva copii din grupa mea de prezentare de costume populare. Dana Ardelea povestește că și-a dorit de mult timp să facă acest lucru aici, în Maramureș, un meleag de suflet pentru ea și o zonă a țării de care s-a îndrăgostit cu zeci de ani în urmă, când a venit pentru prima oară. Trebuie să vă spun un secret. În Maramureș am venit pentru prima dată în 1972 și m-am îndrăgostit de această parte a țării, care pur și simplu nu că a rămas în urmă, a rămas de o sinceritate și de o curățenie atât sufletească cât și gospodărească, iar costumul popular este minunat. Deci eu m-am îndrăgostit de acest costum și am realizat în cadrul fundației costume de inspirație folclorică maramureșană. Concertul va începe mâine la ora 11 după Sfânta Liturghie prilejuită de praznicul Sfintei Marii la Biserica Sfântul Anton din Călinești. Sunt invitați să participe nu numai călineștenii, ci toți maramureșenii iubitori de frumos.
Maramureșul s-a remarcat din nou la un festival internațional de film etnografic. Amănunte după alte știri pe scurt. Procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat aflat sub control judiciar pentru infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice. În rechizitoriul întocmit, procurorii au arătat că bărbatul a produs stricăciuni unui număr de 11 autoturisme parcate pe care le-a lovit cu o baliză direcțională luată de pe șosea, iar în plus a strigat și a îndemnat lumea să iasă în stradă, tulburând astfel ordinea și liniștea publică. Dosarul a fost înaintat spre soluționare judecătoriei Baia Mare. În fiecare an, în data de 13 septembrie, se sărbătorește Ziua Pompierilor, prilej cu care ISU Maramureș desfășoară o serie de activități. Nici anul acesta nu vor lipsi expoziții ale tehnicilor de intervenție și ale echipamentului. Pompierii detașamentului Capitan Marchiș Adrian din Baia Mare vor organiza două expoziții ale tehnicii de intervenție. Prima va avea loc joi, între orele 10 și 14.30, în Piața Revoluției, iar cea de-a doua vineri, între 10 și 14.30, în parcarea Parcului Central. La aceste expoziții vor participa și specialiști Inspecției de Prevenire, care vor organiza puncte informative cu materialele preventive. Ziua Pompierilor se sărbătorește la 13 septembrie, începând cu anul 1953, în amintirea actului eroic al pompierilor militari în lupta din dealul Spirii împotriva trupelor otomane pentru apărarea Revoluției de la 1848. Maramureșul s-a remarcat din nou la un festival internațional de film etnografic, Desfăcutul de Făcătură, realizat de Felician Săteanu, consultant artistic al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, a obținut anul acesta premiul pentru conservarea practicilor populare. A patra ediție a Festivalului Internațional de Film Etnografic s-a desfășurat în perioada 19-21 august în localitatea Zlatna. Filmele intrate în concurs au provenit din Croația, Mexic, Republica Moldova, Portugalia și România și sunt realizate de prestigioase studiouri de producție de film documentar, precum și de autori independenți. Juriul, prezidat de cunoscutul actor Dorel Vișan și format din specialiști în domeniul artei cinematografice, a acordat premiul pentru conservarea practicilor populare filmului Desfăcutul de Făcătură, care se află la a treia participare la un festival de film, obținând tot atâtea premii. În contextul actual, când multe festivaluri de film documentar cu tradiție au dispărut din diverse motive, este meritoriu că primăria unui orășel cunoscut mai mult ca monoindustrial și cel mai poluat oraș al României a reușit să facă din Zlatna, în decursul celor trei zile, un centru al culturii tradiționale printr-o excelentă organizare a acestui festival, în cadrul căruia, pe lângă proiecțiile de film, au mai avut loc și ateliere de creație populară, lansări de carte, spectacole folclorice și de muzică modernă cu inspirație folclorică, a arătat Felician Săteanu, consultant artistic al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș. Manifestările au avut loc pe stadionul orașului, fapt care a dat ocazia sutelor de spectatori prezenți seară de seară să poată urmări proiecțiile de film și spectacolele susținute de mai multe ansambluri folclorice din zonă, dar și de soliști precum Adrian Naidin și Ionuț Micu, Alexandra Ungureanu and Crash. Asociația Reinvent își mărește echipa și dă startul campaniei de recrutare de voluntari. Mai multe despre acest subiect vom afla după o scurtă pauză de publicitate, însă până acum mergem în studioul emisiunii Maramureșul Azi, realizată de Gheorghe Paul Sanislo, pentru a afla care este subiectul din această seară și cine este invitatul. Bună seara, Paul! Bună seara, Ionița! Bună seara, dragi telespectatori! Astăzi, în cadrul emisiunii Maramureșul Azi, ne întâlnim cu președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, care vine în studio pentru a răspunde la mai multe întrebări despre proiectele grele cu care va trebui să se lupte în următorii 4 ani de zile, despre aeroportul, hai să spunem, Baia Mare, nu internațional, că încă nu zboară nimic internațional de pe acest aeroport, despre managementul integrat al deșeurilor la nivelul întregului județ, un alt proiect care, la ora actuală, este într-un stadiu care nu e mulțumitor pentru nimeni până la urmă, și de ce nu și despre situația instituțiilor din subordinea Consiliului Județean am putea vorbi în cadrul emisiunii noastre, dar mai multe amănunte aflați începând cu ora 19 sau în reluare de la ora 22, urmărind emisiunea Maramureșul Azi.
Îți mulțumim, Paul. Iată o ediție interesantă în această seară la Maramureșul Azi. Nu o ratați. Noi continuăm cu jurnalul după o scurtă pauză de publicitate. Sece Orizont, Sighetul Marmației SRL angajează vânzător sau vânzătoare pentru produse de măcelărie și șofer cu permis de conducere categoria B pentru distribuție produse alimentare. Informații la sediul firmei pe strada Plevnei numărul 3 sau la telefon 0262 310 960 interior 9. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Baia Mare, organizează înscrieri în învățământul post-liceal, specializare, asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal se pot înscrie și absolvenții de liceu fără diplomă de bacalaureat. Pentru înscrieri vă așteptăm la sediul filialei noastre din Baia Mare, strada Culturii numărul 5 sau informații la telefon 0262 213 302. Educația ta este prioritatea noastră. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalide Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Dacă nu ai reușit încă să îți găsești gresia și faianța mult visată pentru locuința ta, acum ai ocazia prin Showroom Veneția. Showroom Veneția îți oferă peste 200 de modele noi de gresie și faianță în cele mai frumoase culori și combinații, în trend cu moda anului 2016. Pentru luxul complet comercializăm obiecte sanitare de la A la Z, iar ca noutate o gamă diversificată de tapet pentru orice încăpere din casa ta. Fie baie, bucătărie, hol sau dormitor, orice încăpere prinde viață cu produsele achiziționate la noi. Vindem și parchet laminat produs în Germania, cum doar la noi găsești pe piața locală. Ne gândim și la exteriorul casei. Vino să vezi cele mai frumoase pavaje, modele de piatră pentru soclu și gresie de exterior pentru trepte. Cumpărăturile efectuate la noi beneficiază de transport gratuit la domiciliu. Vizitează-ne! Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc 4, lângă casieria TV Sighe. Telefon 0748 533 977. Showroom Veneția. Oferim bonusuri speciale meseriașilor, colaboratori și clienților, reduceri de preț la valorile mari. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru Sighetul Marmației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de incidență la standarde europene. Strada Gheorghe Lazăr, numărul 32, la intrarea către Grădina Morii. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu. Pentru un zâmbet sănătos. Fabricile Steinmann Bucarest din Sighetul Marmației, cu experiență de peste 30 de ani în industria confecțiilor textile, produc integral pentru export în Germania grupului Klaus Steinmann, dar și pentru mulți alții, oferind și în perioada de criză locuri de muncă sigure și bine plătite. Fabricile au în dotare utilaje specifice de bună calitate pentru croit, cusut, călcat, verificat și ambalat articole de îmbrăcăminte pentru femei. Acordă o importanță deosebită recrutării și calificării forței de muncă, asigurând un mediu de lucru la nivelul standardelor europene.
Fabricile Steinmann Bucarest din Sighetu Marmației asigură pentru cei interesați formarea abilităților profesionale și de calificare în meseriile de bază, confecționeri, călcători, verificatori de calitate. Oferă salarii bune pentru muncă în acord, tichete de masă și jumătate din valoarea abonamentelor de transport pentru navetiști. Cei interesați de un loc de muncă stabil cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pot suna pentru informații și detalii la numărul de telefon 0262 315 301 sau pot veni la sediul societății noastre în Sighetu Marmației, pe strada Dragoș Vodă, numărul 59, biroul personal. Unde alergi așa, Costică? Ah, sunt foarte grăbit. Vine fiică-mea acasă și ni s-a stricat frigiderul. Îmi trebuie alt frigider și o mașină de găurit și niște cratițe noi, plus o găleată cu mop și niște biberoane pentru cel mic. Vine cu copiii? Da, și vreau să iau și niște jucării lui Gigel. Stai, Costică, nu ai auzit? S-a deschis noul magazin Royal. Acolo le găsești pe toate. Da? Unde? Pe strada Traian, numărul 9. Și au frigidere Heiner cu 5 ani garanție. Și prețuri mici, chiar foarte mici. Dacă te grăbești, prinzi și un cadou. Mă duc chiar acum. Royal, magazinul tău. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Asociația Reinvent își mărește echipa și dă startul campaniei de recrutare de voluntari. Acțiunea debutat ieri se desfășoară până în 21 septembrie și se adresează tinerilor băimăreni. Reprezentanții asociației spun că își doresc ca timpul liber al tinerilor să însemne mai mult decât ieșirea în oraș cu prietenii sau navigatul pe internet și să-l transforme într-o experiență unică pentru ei. În cadrul asociației, voluntarii vor avea ocazia să interacționeze cu persoane din diferite medii sau să-și pună în aplicare propriile idei. De asemenea, vor putea participa la organizarea unor proiecte pentru tineri, având șansa să devină junior project manager încă din primele săptămâni de voluntariat. Vor fi organizate totodată o mulțime de traininguri axate pe soft skills, susținerea unui discurs, organizare eficientă a timpului, leadership, cât și pe hard skills, din domeniul de care tinerii sunt interesați. Cei care sunt interesați trebuie să completeze formularul de pe site-ul reinventbm.ro până pe 20 septembrie. Tineri de la Episcopia Maramureșului și Sătmarului au participat alături de alte 2500 de persoane la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Evenimentul care s-a desfășurat la București a fost găzduit și organizat de Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română și susținut de voluntari cu ocazia anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox. Aprecierea de care s-a bucurat întreaga delegație a Eparhiei Maramureșului și Sătmarului s-a datorat experienței dobândite cu ocazia organizării în Baia Mare a două evenimente majore dedicate tinerilor, în anul 2013 Reuniunea Tinerilor Ortodoxi, eveniment regional, și în anul 2014 Reuniunea Națională a Tinerilor Ortodoxi, eveniment național cu participare internațională. Delegația Eparhiei Maramureșului și Sătmarului a fost formată din 82 de persoane, acestea fiind reprezentanți ai Asociației Tinerilor Ortodoxi ai Catedralei Episcopale Maramureș, Ascor, filiala Baia Mare și tineri din protopopiatele Baia Mare, Chioar, Lăpuș, Vișeu, Sighet, Oaș, Satu Mare și Carei. Aceștia au fost coordonați de preotul Gavril Vasile Băban. În ziua de 4 septembrie a avut loc liturghia solemnă ținută de preafericitul Daniel. Ceremonia de încheiere a fost de asemenea un moment solemn prin care Arhiepiscopia Bucureștilor a predat simbolic ștafeta și flacăra, iar Arhiepiscopia Iașilor și-a asumat responsabilitatea de a asigura continuitatea acestui eveniment pentru anul 2017. Penitenciarul Baia Mare participă la a doua ediție a Festivalului Național de Folclor pentru Deținuți. La acest festival vor urca pe scenă aproape 70 de persoane private de libertate din 23 de penitenciare din țară. Administrația Națională a Penitenciarelor, în colaborare cu Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, organizează în data de 9 septembrie, începând cu ora 10, Festivalul de Folclor pentru Deținuți, ediția a doua. Evenimentul are loc în baza unei colaborări începute între cele două instituții în anul 2013 și vizează atât promovarea tradițiilor, obiceiurilor populare românești, cât și identificarea și dezvoltarea aptitudinilor artistice ale persoanelor aflate în detenție. La acest festival vor participa aproximativ 70 de persoane private de libertate din 20
23 de penitenciare care vor prezenta un program artistic structurat pe 3 secțiuni: muzică populară, dansuri populare și o paradă a costumelor populare specifice. De asemenea, vizitatorii vor putea viziona expoziția de obiecte tradiționale românești confecționate de deținuți în atelierele ocupaționale din 20 de penitenciare. Penitenciarul Baia Mare va participa la acest festival la secțiunea expoziție, prezentând obiecte cu motive tradiționale specifice zonei Maramureșului, confecționate de către deținuți. Administrația Națională a Penitenciarelor înscrie acest eveniment în seria acțiunilor de sensibilizare a societății cu privire la importanța implicării în proiecte care vizează facilitarea reintegrării sociale a persoanelor care execută sancțiuni privative de libertate. Pasiunea pentru motoare reprezintă pentru unii un stil de viață. Se spune că odată ce ai urcat pe un motor, e greu să mai uiți adrenalina simțită. Acest lucru este confirmat de cei care după zeci de ani sunt încă pasionați de motoare. Câteva exemple au fost prezente și la Festivalul Gulașului din Ocna Sugatag, ediția din acest an. O familie întreagă a pornit într-o plimbare pe motocicletă alături de tinerii din clubul Sighetean Border Riders. Pe larg însă despre acest subiect aflați în reportajul zilei care urmează imediat după jurnal. Noi continuăm acum cu rubrica Sport. Un eveniment sportiv cu tradiție va avea loc în această lună în municipiul Sighetu Marmației. Este vorba despre concursul Tatăl și Copilul, care are loc de mai bine de 20 de ani. Pentru ediția din acest an au început pregătirile încă din luna august. De-a lungul anilor, Cupa Tatăl și Copilul a devenit cea mai iubită competiție la care participă an de an părinți alături de copiilor. Această competiție va avea loc în jumătatea lunii septembrie și este o competiție tradițională care se desfășoară în fiecare an. Este o competiție unică și eu am lansat-o în acest oraș și sper ca în continuare să treacă ani buni în care să o putem continua. La câta ediție a ajuns anul acesta? Deci anul acesta va fi 23 ediție. Prin ideea unui astfel de concurs, antrenorul de tenis Eugen Mihaljec a dorit să transmită dragostea față de acest sport și copilului lui. Această competiție am luat-o din modelul american. Mi-a plăcut ideea și, având în vedere că și fiica mea a fost jucătoare de tenis, bineînțeles că am transpus-o în practică, iar cu... Și anul acesta, la Cupa Tatăl și Copilul, s-au înscris un număr mare de participanți, iar calendarul va fi stabilit în funcție de programul jucătorilor de tenis. Cum va fi vremea în următoarele zile, aflați chiar acum din rubrica Meteo. Vreme plăcută și însorită în următoarele două zile în județul Maramureș. Temperaturile vor mai crește un grad, două în termometre. La Sighetu Marmației mâine vor fi 29 de grade Celsius și un cer însorit. La fel și în Ocna Sugatag. Aici se vor înregistra însă 28 de grade Celsius. 25 de grade vor fi mâine la Petrova. Și la Bârsana vremea va fi frumoasă în cursul zilei de mâine, 28 de grade Celsius, va indica mercurul din termometre, în timp ce la Rozavlea și Vișeu de Sus vor fi 25 de grade Celsius. Tot 25 de grade Celsius vor fi mâine și la Dragomirești. La Borșa se vor înregistra 22 de grade Celsius, iar în municipiul Baia Mare vor fi 30 de grade și un cer însorit. Soare și la Cavnic în cursul zilei de mâine, 24 de grade Celsius, prognozează meteorologii. La Târgu Lăpuș vor fi 28 de grade Celsius, iar la Sein vor fi 30 de grade. Soarele va străluci pe cer. Vreme însorită în Maramureș și în cursul zilei de vineri, la Sighetu Marmației vor fi 29 de grade Celsius și un cer însorit. 28 de grade Celsius se vor înregistra la Ocna Sugatag, iar 25 de grade vor fi joi la Petrova. Soarele își va face simțită prezența pe cer joi și la Bârsana. 28 de grade Celsius va indica mercurul din termometre. La Rozavlea și Vișeu de Sus vor fi joi 25 de grade și un cer însorit.
Vreme frumoasă joi și la Dragomirești, 25 de grade Celsius va indica aici mercurul din termometre. Cu 2 grade mai puțin, 23 de grade Celsius, se vor înregistra joi la Borșa. În municipiul Baia Mare vor fi 30 de grade Celsius și un cer însorit. Soare și la Carnic în cursul zilei de joi, 24 de grade Celsius prognozează meteorologii. Joi la Târgu Lepuș vor fi 28 de grade Celsius, în Sein vor fi cu 2 grade mai mult, 30 de grade Celsius și un cer însorit. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Alte informații puteți afla de pe site-ul de știri maramedia.ro. Eu sunt Ionița Ilieș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de programele TV Sighet. Urmează reportajul zilei și emisiunea Maramureșul azi, realizată de Gheorghe Paul Sanislo. O seară plăcută tuturor! La revedere!